Ne întâlnim azi la Liceul Special Moldova, într-un moment de mare sărbătoare, pe care noi o dedicăm centenarului. Proiectul nostru, Liceul Special Moldova la Centenar, se încheie prin această ultimă manifestare. Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi și aș vrea să vă prezint câteva elemente despre proiecturile pe care le-am lansat încă de la începutul anului 2018. O serie de manifestări s-au derulat pe care ni le-am propus. Mica Unire, pe 24 ianuarie. În aprilie am avut concursul național pentru nevăzători, concurs pe care l-am găzduit aici, la care elevii noștri și profesorii coordonatori au obținut frumoase premii. Tot în cadrul proiectului ne-am propus și am avut o excursie la Mărășești, plantarea unui stejar însoțit de o plăcuță comemorativă, Liceul Special Moldova la Centenar. Plantarea a fost făcută de cel mai tânăr cadru didactic, doamna Dorina Nanea, și un elev de 6 ani, de la clasa pregătitoare, și mulțumim. Iar în aceste zile am avut în fiecare zi, și luni, și marți, și azi, o serie de activități. Elevii de la ciclul primar, gimnazial, s-au întrecut în concursuri pe teme de mare unire, în recital de poezii, întrebări de cultură generală, iar astăzi încheiem această serie a manifestărilor printr-un spectacol dedicat centenarului, care sperăm să ne bucure tuturor sufletele. Vreau să mulțumesc de la început coordonatorului echipei și proiectului, doamnei profesor Ghemu Iuliana, colegilor care s-au implicat în derularea acestor frumoase activități, copiilor care au muncit foarte mult să ducă la bun sfârșit toate rolurile încredințate, și dați-mi voie să mulțumesc invitaților care sunt astăzi alături de noi, deși agenda dumnealor e destul de încărcată, și mulțumesc domnului viceprimar pentru prezență, domnului comandant Pajanel Minodor, domnului director Marian Verbinișan, doamnei director Daniela Ciobanu, doamnei Ionela Călugăru de la Biblioteca Orășenească, domnului director Jubeanu Iosif. Vă mulțumim tare mult și mulțumim și colegilor care au venit să mediatizeze evenimentul nostru de la două televiziuni din Pașcani. Începem evenimentul nostru cu primul moment și cu intonarea imnului de stat de către un grup de copii. Mulțumesc și succes!
copii. În cele ce urmează, am să rog pe domnul viceprimar să ne adreseze câteva cuvinte cu ocazia acestui eveniment și aș vrea să menționez că și primăria orașului Târgu Frumos a organizat un foarte frumos eveniment și interesant cu 5 octombrie, 570 de ani de atestare documentară. Am fost impresionată de tot ce am aflat despre acest orășel în care trăim frumos și vă felicităm pentru acel eveniment. Cu mare drag. Dragi invitați, vreau să spun că această activitate se înscrie în seria de activități realizată de comunitatea orașului Târgu Frumos. Mă bucur faptul că a fost din partea liceului special Moldova, a fost marcat într-un mod atât de aparte vis-a-vis de foarte multe activități la care am luat și noi parte. Se vede că ați sedit durabil și nu numai în stejar. Ați sedit în acești copii minunați pe care aveți dragostea de neam, de patrie. Activitatea de astăzi este o cununare a ceea ce s-a realizat. Felicit echipa de proiect, doamna director, conducerea, pentru ceea ce faceți permanent. Acțiunea de astăzi este un preambul a ceea ce se va desfășura la nivelul orașului Târgu Frumos pe 1 decembrie, atunci când vor fi manifestările specifice. Discutăm de punere de coroane, de flori, fanfară, spectacol dedicat centenarului. Și, în primul rând, aș vrea să urez mult succes tuturor în toată activitatea pe care o desfășurați cu suflet aici. Și vă mulțumim pentru permanenta și frumoasa colaborare pe care o avem. Îl rog și pe domnul comandant al Poliției Târgu Frumos să ne adreseze câteva cuvinte la această aniversare. Ce vă pot spune? Că vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut aici și să vă spun că de fiecare dată când vin și sunt invitat, vin cu plăcere și observ de fiecare dată noi talente la dumneavoastră aici. Încă o dată vă felicit și să știți că vă vom fi totdeauna alături. Da? Facem aici cu copiii noștri să simțim că fiecare din noi este România și să facem ceva pentru țară, evident, și țara să facă multe pentru noi. Dintre domnul director, dacă doriți să ne adresați câteva cuvinte, așa, spontan. Am venit pregătit de sun, dar ce vreau să spun? Acest liceu este ceva foarte semnificativ pentru orașul Târgu Frumos. Foarte multe activități și aș vrea să felicit întregul colectiv de profesori. Într-adevăr, profesori, profesioniști în tot ceea ce fac. Bineînțeles că între ceea ce reprezint eu aici, Clubul Copiilor din Târgu Frumos și Liceul Moldova, există o strânsă colaborare prin faptul că avem un profesor comun care funcționează ca o suveică profesională între club și de aici rezultă și rezultate foarte frumoase. Ce să vă mai spun? Totdeauna am venit cu mare emoție aici și am venit să copiez. Într-adevăr, avem de copiat și de schimbat experiențe din care ieșim un beneficiu toți. Vă felicit pe toți, pe toți copiii, pe toți profesorii și vă urez tuturor un an bun. Domnișoara profesor pe care o împărțim, așa, este un profesor minunat și vă mulțumim și pentru înțelegere că sunt momente în care ne supravine cu anumite activități, dar încercăm să facem față. Copiii noștri vin cu drag la
Clubul copiilor din Târgu Frumos, ei învață foarte multe lucruri acolo, să-și dezvoltă talentele. O rog și pe doamna director Daniela Ciobanu să ne adreseze câteva cuvinte. Ca și fost educator la liceul Moldova, acum ceva 25 de ani în urmă, cam așa, pe care avem pe instituțiile din acest oraș, se numără și Biblioteca Orășenească și o invit pe doamna Ionela Călugăru să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumim pentru colaborarea frumoasă. Eu vă mulțumesc, vă transmit felicitări, vă doresc și mai multe colaborări și cu instituția noastră. Vă transmit încă un jos la mulți ani și să dea voi un an mai bun. Și nu se mai tuturor și pentru a lăsa copiii să se desfășoare. Eu aș vrea să vă spun tuturor la mulți ani de Ziua României, să fim sănătoși, să avem un an bun, cel care urmează și mai bun dacă se poate. Și să mulțumesc și sponsorilor evenimentului nostru. Sunt firme din județul Iași, Fermator, Marcel, Țac-Țac, Învățământ Spirul Haret, Liceul Moldova, doamna profesor Ghemu Iuliana. Le mulțumim tuturor pentru ajutorul dat, pentru desfășurarea în bune condiții a acestui eveniment. Mulțumim! Și las elevii să ne îngânde acum. Profesor Gisela Petrila, pentru a interpreta două piese care marchează importanța zilei de 1 decembrie. Treceți batalioane românii carpați și limba română.
Cernoha Octavia și Lezarov Sândel, elevi ai clasei a patra, vor recita poemul Esență, închinat centenarului. Căci va 50.000 de piepturi
și nere inimi românești care strigă libertate, drepturi pe plaiurile strămoșești. O, sfântă zi de sărbătoare, popor voinic din voi și lungi, te mai vedea odată oare precum te-ai arătat atunci. Povestea vremii ne învață că orice rană are leac, dar întâmplarea și amăreață zbucnește odată la un veac. Nicăieri nu-i ca acasă, spune românul, atunci când se află departe de casă, de părinți, de frați și de surori. Trupa de teatru, scena, coordonată de profesor Minodora Enciu, Petronela Câdea și Iuliana Ghemo, va prezenta astăzi piesa O petrecere de familie, un text adaptat după Vasile Oenaru. Așa vecină, ăsta-i steagul la ușcă. Pune-te poziția aceea. Totul cu steagul la medicii. Ai francii? Pe primul loc, al Spaniei, pe al doilea. Mai rămân trei steaguri, trei poziții. Pe poziția patra, pune steagul Australiei. Pe poziția șasea, steagul Angliei. Pe a șaptea, Argentinei. Dar nu le-a pune așa de aproape Moș Gheorghe, că s-au certat pe insulele alea. Al Angliei cu al Argentinei? Bă, ești la mine în poartă, nu s-a certat. Dar ce pui steagul ești la poartă, Moș Gheorghe? O acție, un congres internațional în casă? Da, și-a transformat casa în puteri mai greșit. Dar nu mai merge și păstru, n-am cu părul azi. Și nu știți că mâine își va, ne? O dată, Moș Gheorghe, cum să răspind? Dar nu mai chiar dumneata în fiecare zi. De 1 decembrie spunându-ne că ai mai întineret cu nas? Da. Până acum n-ai pus steagul în poartă, Moș Gheorghe. Care-a fi treaba, oare? Ei, dar ce nu știți voi, e că mâine va fi o zi cu totul deosebită. Îmi vin toți feciorii cu fetele mele și cu soții și soțiile lor. Îți spui doar că vreau să rămâne tare, Moș Gheorghe. Dar lucrez că fiul tatăl. Ei, și-o mai bine, ai pune un singur steag. Steagul României și gata. Noi toți ceilalți punem steagul românesc din 1 decembrie. Că nu e numai ziua lui tare. E și o țară. Da, mai vecinilor, dar știți voi că copiii mei își căsătoriți în altă țară. Am 7 copii care trăiesc în altă țară. Mâine
prin tocmai din... O, din capătul lui. Da. Și aș vrea să vadă tocmai din uliță că i-aș text cu drag și că-s bine primiți și e șaibă. Să le spui, soarele, mult știu, le povestești lor povestea nașterii tale și tot ce s-a petrecut? Păi nu știți că eu m-am născut odată cu țara. M-a dat cu țara Moș Gheorghe, când a cucerit romanii Dacia, te-ai pomenit că ai fi nepotului Traian, împăratul Romei. Odată cu România, dotorață, adică rotundu și întreabă. Măicuța mea, Dumnezeu să ierti, ne-a povestit tot cum a fost, de-a fi răbăr. Și cea mai dragă amintire pe care o am de aia. Și cea mai dragă amintire cum a născut ea pe mine la alba iulia. Păi tu oricum ne spui povestea noastră, Moș Gheorghe. Ajunge să te întrebi pe unul dintre invitați noștri câți ani împlinești, că te și apuci să repezi povestea noastră în Italia. Mama mea era acolo, la Alba Iulia. Era acolo cu toată suflarea românească din Ardeau. Și s-a dus să fac unirea așa mare. Tata a încercat să o convincă pe mama să rămâi acasă. Și era însărcinată în ultima lună. Dar s-a zis prima în care vreau și eu să fac unirea. Și vrea și băiețelul la acesta. Tata s-a uitat de surul, pe jur mirat, s-a întrebat. Dar de unde știi tu că-i băiat? Da, normal că a început să râdă, spunându-i că băiat ești. Da, pe cuțul a întrebat. Dar de unde știi tu că-i sigur băiat? Odată ce băiat, așa de hotără să iasă și el și poate unirea cea mare, că doar de dragul lui mea ține așa să trăiască într-o țară liberă, român, în România. Dar așa e și așa e. Chiar așa e. Îmi amintesc totul, exact cum e povestit. Așa a încercat tata să mama să convingă pe tata și bine a făcut. A luat-o sâpie. Se strânsese acolo câta mulțime, câta frunză și câta iarbă. Dar sunt 100.000 de piepturi, a izbucnit strigarea, trăiască România! După ce a zicit, Vasile Gorgiș, actul prin care s-a proclamat unirea. Mama i-a spus tatei, dar toate, acum să ne ocupăm și noi de urmări. Tăicoțu alătă pe mama, a dus-o într-un car, a găsit o moșă de mărcime și uite așa mă părăt eu pe lume. Și-și tare bucuros, când au pe cineva că strigă trăiască România. Da, să nu uităm, îmi aduc aminte de fericirea celor de acolo, de la Alba Iulia. Da, și din mama, ce era bucuroasă când a strunut suflet într-o țară nouă. Frumoasă poveste, Moș Gheorghe. Ai de ce să te mândrești cu ea. Da. Nu se prea potrivește cu steagurile astea străine și nici cu soacră copiilor tăi. De ce ai lăsat să plece din România asta de care îndrăgești așa de mult tu? Păi credeți că m-am întrebat? Uite așa s-a întâmplat. Ce-și ne-a găsit? Parcă el m-a mai mângâiat cu fața mea. Dar a chemat-o Dumnezeu.
și de atunci nu mai simt nicio mângâiere. Și sunt singur și părăsit de tot. Lasă-mă, Gheorghe, nu fi trist. Noi suntem cu tine. Noi nu plecăm nicăieri, Moș Gheorghe. Dar ce se aude acolo? O mașină din ăla mare. Ba nu, două, trei, patru. Ce o fi căutând pe povărnișurile noastre? Oricât greu, să mai opresc, să pornesc din nou. Ei o fi? Aoleu, cum să fie ei? Ei, Doamne, că sunt haine de lucru. Haideți că mă duc să mă schimb. Păi, dar stai, Moș Gheorghe, nu te grăbi. Iată, colegul, că s-a oprit. Drumul e prea îngust și nu pot urca pe pietre, a luat-o pe jos. Dar ce mulțime și ce elegant sunt îmbrăcați, mai ales cu coanele. Aoleu, vecinilor, ce să mă fac eu cu voi, dragilor? Dar haideți, vă rog frumos, haideți cu mine să ne schimbăm. Și-aș dori să se vadă tocmai din ulițiu, că îi aștept cu drag. Of, vreau să fie totul frumos și bine. Puneți-vă costumele naționale și staburile rămânesc la porți. Și-aș dori să-mi faceți plăcerea, să veniți, să vedeți cui să cașam și eu, cui să mă mândresc cu feciorii mei și cu fetele mele. Cum să nu, venim cu plăcere, Moș Gheorghe. Haide! Haide că îmi fac și eu, Moș Gheorghe. Așa, vecinilor, că n-am fi noi mai prezați decât străinătățurile astea. Bundelar, de ce? Ce mai te gândi? Don't you like it? How nice. Ce gust are spatea cita? Ce vreau bunită pleci. Oh, da. Ai, da, ce frumos sunteți, dragii mei. Ei, ce bucurii îmi faceți, dragilor, că ați venit tocmai după atâta timp. Și-o marge vreme. Dar haideți, vecinilor, veniți și voi să vă bucurați alături de mine. Poftiți, poftiți și voi. Așa, dragilor, să nu uităm să vă prezint copiii. Priviți, aici este francezul. Primul meu născut, care îl cheamă Ion, cu soția lui Charlotte. Iar acesta lui și soția lui a pus tabul Franței pe primul loc. Bine te-am găsit, tată. Arăți mai bine decât în pozele pe care le-ai trimis mie. Bună ziua vecinilor! Lăsați că adaude, mi le dați înăuntru. Că nu poți să le desfac aici în fața porții. Dar hai, dragilor, poftiți să voi în casa voastră veche să vă bucurați alături de mine. Da. Da. Să nu uităm. Și următorul fiu al meu, Paul, pe care l-am botezat, cu nora lui, nora mea, Carmen, care e de la magie. Oh, și sunt supărat. Am văzut-o numai decât un pas. Dar haideți, dragilor, să vă bucur. Intrați și voi, dragilor. Mulțumesc. Bucurați-vă de casă. Mult mă bucur, tată. Și Carmen se bucură. Și el făcut o mare plăcere cu steaba acela. Să nu uităm, da, să nu uităm de ofianic, dar el este austriacu, adică Vasile al meu, cu soția lui Charlotte. Poftiți și voi, dragilor, mulțumesc. Intrați în casa voastră, să vă bucurați. Așa. Aoleu, aoleu.
Acum să nu uităm partea cea mai frumoasă. Vine tocmai mai din capătul lumii, unde de 1 decembrie e vară, nu iarnă ca la noi. E austriacul, e nume Ștefan, australian, scuzați, îți bătă. E australian, cu soția lui, Elen. Haideți, tățucă, și vă public. Mulțumesc că ați venit. Mulțumesc. Haideți, dragii mei, poftiți și voi în casă și vă bucurați. Așa. Aia. Da. Și, dragilor, după cum vedeți, au venit cu toți acasă. Da? I-am sfârșit alături de mine și mult mă bucur. Da, s-au înțeles cu toții, m-au anunțat, da, n-au uitat de mine. Vecinilor, haideți și voi, dragii mei, că-mi pregătiți masta așa frumoasă și am să deschid părinca aceasta, pe care am păstrat-o mai bine de 20 și pentru clipa aceasta frumoasă, dar am păstrat-o și pentru fiii mei. Dar și momentul ăsta frumos și sărbătorim și noi ziua României cea mare. Așa, dragilor. Rolurile mele, nu le-ați învățat măcar 3 cuvinte românești, nu pot spune curat pe românește, la mulți ani, păi chiar ați uitat că sunteți români. Păi, dragă tată, noi ne-am gândit că o să-ți placă să ne auzi pe fiecare cum vorbim fiecare în doar aveți și în filme, că în fiecare țară se vorbește altfel. Dar de ziua mea, care mai cade și de ziua, nașterii mele și de cea a României, nu se poate vorbi un pic românesc. Tată, nu interpreta greșit. De fapt, am vrea să te obișnuiești puțin cu limbile străine ca să poți să alegi. Ce să alegi, fata, tată? Tăticule, eu trebuie să spun totul. Am sarcină din partea tuturor, chinezina. Ai văzut că fiecare dintre noi ți-a ajuns pe domnița două, o mică atenție. Tu te-ai bucurat de fiecare în parte și ne-ai făcut o mare plăcere cu bucuria ta. Însă, adevăratul nostru cadou vine abia acum, abia astăzi, chiar înainte de a fi planul mânăr de tătător. Noi ne-am înțeles să te rugăm să alegi unde vrei tu să locuiești, în ce țară vrei tu. La unul de aceea vorbim cu tine în limbile țărilor noastre, pentru că alegerea pe care trebuie să o faci, să o poți face și în funcție de limba care îți place mai mult. În fine, acestea fiind spuse, ce alegi? Oh, Doamne, Doamne, Doamne! Acesta-i cadoul vostru! Chiar nu v-ați gândit niciunul dintre voi că planul acesta al vostru e decât o jignire și un motiv de tristețe.
cum să-mi las eu țara și fetii mei? Cum să-mi las eu mormântul părinților mei? Dar mormântul soției mele, dragi, cum să-l las? Pe care m-a dorit în voi, dragii mei, s-a murit dorindu-vă și mormântându-vă numele. Cum să-mi las eu pasunile farmice și pădurile colorate și pline de farme? Cum să-l las? Cum să-mi las eu pasunile farmice, oile mele, vaile? Cum să-mi las eu casa, sara, cetățenii, vetete? În ce limbă, ce limbă, să ce neam, să ce ceaua? În ce țară ar mai exista deja mea de naștere, deja țării? În ce țară ar mai exista o Alba Iulia? Mulțumesc, oameni buni, vă mulțumesc, mulțumesc.
Mulțumesc, doamnă primar. Mulțumesc, doamnă doctor. Mulțumesc, părinte. Haideți pe cine noi ce vă pup și pe voi. Ah, vă mulțumesc. Și mulțumesc, dragii mei, șarceni. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască. Am așteptat de multă vreme. Și trei. Ce zici, ne asculți? Ascult cu drag. Știți? Legende istorice.
liturgice închinate Unirii de la 1918. Pentru activitățile în care au fost implicați și pentru premiile pe care le-au obținut. Vreau să felicit inițiativa doamnei profesor Iuliana Gheu. Vreau să o felicit pentru implicarea totală, pentru pasiunea dumneavoastră pentru istorie. Vreau să felicit conducerea școlii, pe doamna director Vristavo Margareta, pentru sprijinul acordat. Vreau să felicit toți colegii care s-au implicat în acest proiect, colaboratorilor și nu în ultimul rând copiilor, elevilor școlii noastre. Așadar, la concursul școlar Legende istorice închinate Unirii de la 1918, locul întâi l-a revendicat Ciornohac Octavia Ana Maria. Felicitări din toată partea. Locul al doilea îi revine elevului Lezarov Alexandru din clasa a patra. Felicitări! Locul al treilea, elevului Botezatu Gabriel din clasa a cincea. Felicitări, Gabriel! Mențiune 1, elevei Lucian Sara Lucreția, din clasa a patra. Mențiune 2, elevului Dolean Ovidiu Constantin. Constantin din clasa a cincea. Și elevului Heleșteanu. Heleșteanu Alexandru din clasa a patra. Felicitări tuturor și succes la următoarele concursuri școlare.
aceștia sunt elevii care au recitat cel mai frumos. Vă așteptăm și la alte concursuri cu mii, pentru citările noastre. Concurs, doamna profesor Frank Nicoleta și Câtea Petronela. Vă rog, mulțumesc! Proiectul promotor și înfăptuitor ai Marii Uniri de la 1918, o dezbatere care a avut loc ieri la noi la școală, elevi de la liceu. Aceștia sunt următorii. Andrei Daniel. Avochiței Claudia. Bârlei Cătălin. Pascariu Vlad. Cojocaru Marius. Ferraru Gabriel. Drăgănescu Denis. Maftei Andreea. Vasilache Marius. Mirica Alexandra. Dumitriu Denisa. Doroșcan Ancuța. Și nu în ultimul rând, Bursu Gabriel. Este sau ori la culiță? Bursu? Nu. Da. Mulțumesc mult! Deci va urca pe scenă trupa de dansuri Dorulețul din Târgu Frumos, îndrumată de profesor Laic Marcela și Iuliana Ghemu. Vă rog să-i primim cu aplauze.